Mai multe blocuri din Făgăraș vor fi debranșate de la rețeaua de apă a orașului. Datoriile făgărășenilor care locuiesc la bloc sunt tot mai mari, așa că singura măsură pe care o pot lua reprezentanții societății Apă Canal Sibiu este să sisteze furnizarea apei. În aceste condiții, încă de ieri au fost trimise somații pentru mai multe asociații din Făgăraș. Este vorba despre Asociația Bujorului din Arciselor, Perla din Negoiu, Cămine din Negoiu, Parcului blocurile 3 și 4, Teiului blocurile 22, 27, 25, 26B, 23A, B, C, D, 21, 29, 30A și B și 35. În cazul în care nu-și vor achita datoriile în perioada următoare, locatarii vor rămâne fără apă rece. Da, deci s-au acumulat datoriile, de exemplu facturile mai mari de 45 de zile față de debitul total al nostru reprezintă 84%, în jur de 1.650.000 de lei, ceea ce este enorm. Am luat măsura care de foarte mult timp nu am mai făcut-o, dar nu avem ce face, pentru că observăm că aceste datorii tot cresc, deci nu înțeleg cetățenii, să spunem locatarii de la blocuri, o parte din locatarii de la blocuri, dar din păcate acolo unde este condomeniu suferă și cei buni platnici, pentru că sunt. Am trecut la notificări, am trimis notificări către o parte din asociațiile din Făgăraș, pentru că nu putem la toate, că marea majoritate au datorii și dacă vom observa că nu au plătit și nu vedem nicio mișcare, vom trece la debranșare. Probabil vom lăsa și săptămâna viitoare, iar din data de 6 iulie, acolo unde nu s-a plătit, se va trece la debranșare. Ne pare rău că ajungem în aceste situații, dar nu avem ce face. Datoria totală mai veche de 45 de zile pe care o are de recuperat societatea Apă Canal de la Făgărășeni este de peste 1.650.000 de lei. Cea mai mare pondere a datoriei o dețin asociațiile de proprietari. Este vorba de 74% din restanța totală.